Bună ziua, dragilor, și cum veți la întâlnire cu profesorul? Hai, începem. Treaba, deci tema. Pentru acasă, lasă, pregătitoare. Hai, dacă nu-i pregătitoare, pregătitoare. Pregătitoare. Așa. Da? Începem treaba. Aici e promis că nu mai face, da? Aici nu mai e. O mâncare de orățuși, deci. Când e ce se gândește la tot asta aici. Așa, dar începem în aici, da? Ana are 7 ani. Mihai are cu 5 mai mult. Câți ani au împreună? Câți ani au împreună? Ia să vedem cum gândim, stăm așa frumos, se filmează, te urmăresc, toți prietenii noștri. Așa? Deci Ana are 7 ani. Mihai cu 5 mai mult. Cu 5 mai mult. Ce trebuie să întreba este cât au împreună. Deci trebuie să aflăm pe Mihai. Oare câți ani are Mihai dacă are cu 5 mai mult? 12. Sigur că da, foarte bine. Deci, pentru Mihai, spunem 7 plus 5 și egal cu. Dar cum ai făcut de aia cu la 12? Nu știu. Convinge-mă. Cum ai făcut? Dintre cei doi? Am fost 7 și am adăugat 5. Dar cum ai făcut, ca să înțeleg și eu? Dintre cei doi, care e mai mare? 7. Da? Și el zice, s-a adresat de cel mai mic și cum spune. Vorbește tu, tu știi foarte bine să spui asta. 7 se duce la 5. Dă-mi și mie cât îmi trebuie, știi tu cât îmi trebuie, îl întreabă pe 5. Și 5-ul cât îi spune? Îți trebuie 3. Îți trebuie 3. Poftim de la mine 3. Și lui cât mai rămân dacă i-au dat 3? Lui 5 cât ar rămân? 2. Și cu 7 și cu 3 cât a făcut împreună? Făcut 7 și cu 3, da? 7 plus 3-ul facem împreună. Ce facem cu 7 și cu 3? 7 plus 3 face 10. Deci face 10. 10 și la care mai punem încă 2, face 12. E gândit foarte, foarte corect. Deci așa trebuie făcut. Și acum cât au împreună? Câți ani au împreună? Adică și Ana și Mihai. Și Ana și Mihai. Câți ani au împreună? Ana plus Mihai. Egal cu Ana cât are 7 ani, se punem 7, plus 12 al lui Mihai. Ia să vedem cât face 7 și cu 12. Hai să mergem mai să judecăm așa. 19, ai făcut foarte bine. Adică 7 și cu 2 ai făcut 9 și 10 s-a păstrat. 10 s-a păstrat, 7 și cu 2 ai făcut 9. 19 ani. Foarte, foarte, foarte. Dar o altă întrebare. Câți ani va avea Ana și Mihai, câți ani vor avea Ana și Mihai peste 3 ani.
Deci, după 3 ani, câți ani vor avea? Ana, câți ani acum? Ana, câți ani acum? Ana, câți ani acum? 7. Peste 3 ani, cât va avea? Ana. Are acum 7 și plus 3. Cât face 7 plus 3? 7 plus 3 cam cu 10. 10 ani va avea. Dar Mihai. Mihai are acum. Câți ani are acum? Câți ani au aflat voi la Mihai? Ia uite de drum. Unde? Mihai, unde este? Câți ani au aflat plecat de Mihai? Să ne uităm. Mihai, câți ani au aflat? Uite, uite la Mihai. Unde a fost la noi? Câți ani are Mihai? 12. Și 12 plus 3, peste 3 ani, la mai crește. Și câți va avea Mihai? 15 ani, corect. 15 ani. Și în total, ei, împreună, Ana și Mihai, Mihai, cât vor avea? Câți ani vor avea? Păi, cei 10 ar avea cu 15, da? Deci va însemna 10, 10. 25! Și plus 15, sigur că da, perfect ai gândit. 25. Pentru că 10 asta și cu 10 asta fac 20 și 5 ăla 25. Foarte, foarte bine. O altă problemă. Viorel are 27 ani. Ioana are cu 10 ani mai puțin. Puțin. Da? Puțin. Câți ani au împreună? Câți ani au împreună? Deci Viorel are 27 de ani. Ioana are cu 10 mai puțin. Câți ani au împreună? Cum gândi? Povestește-și prietenilor. Cum ai tu de gând să lucrezi problema asta? Eu am întrebat câți au ani au împreună. Știi pe unul din ei? Pe cine știi? Ia să vedem. Pe cine știi? Pe care știi? Ia uite de acolo. Pe cine știi? Pe Viorel. Viorel câți are? 27. Ioana are 10 mai puțin decât Viorel. Câți ani au împreună? Spune, vom afla câți ani are Ioana. Ia vezi tu câți ani are Ioana, gândește. Dacă are cu 10 mai puțin decât Viorel. 17. Excelent, foarte bine. Deci Viorel, Viorel are, are, așa, 17 ani. Din 27, scădem pe 10 și facem 17 ani. Dar împreună. Ioana și Viorel, împreună. Ia uite câți ani are Viorel, câți ani are Ana, să vedem câți ani vor avea împreună. Adică, spune, trebuie să adunăm pe cine? Pe vârsta lui Viorel, 27, pe 27, trebuie să adunăm cu câți ani are Ioana. Da? Ioana. Ioana. Trebuie să spun. Ioana. Adunăm cu 17. Dar vezi tu cât fac împreună. 27 plus 17. Acum e cea mai tare socoteală care facem împreună. Cea mai tare. Să vedem cum e descurcat. Hai să vorbim, prieteni,
27 se, se compune din cine? Din 27. Așa zice. 20 plus un 7. Dar 17. Din cine se compune 17? 17. Dintr-o 10 și încă un 7. Ei, ia să vedem acum. Hai să adunăm pe 7 cu 7. Cât fac 7 și cu 7? 18. Să vedem împreună, da? Să gândim împreună. Ia să vedem. 7 nu are importanță, e la fel de mare, da? Sunt egale. Și 7 este mai drăguț și cât e premiul ăsta ca să facă 10 ani? Cât e premiul? Cât e premiul? Nu 7 ăsta. Nu 7 ăsta, cât e premiul? De la el, de la celălalt. 10. Da. Și atunci spune, ia dă-mi 3 și îl pleca 3 spre 7 ăsta. Și el s-a transformat în 10 și foarte fericit. Dar aici cât a rămas? Dacă îl pleca 3 din 7, 7, cât a rămas? 4. Hai să-i zicem, a rămas 4. 10 asta și cu 4 cât fac? 10 asta. Hai 14. Deci iată că am aflat că 7 cu 7 este egal cu 14. Așadar, hai să vedem câte 10 are. Hai să numărăm 10. O 10 de aici, 20 aici. Numărăm de tu, te rog. 10, 20. Deci 20 cu 10 asta. 30. 10. Și cu 4 ăsta? 40 cu 4? 44. 44. Răspuns corect. 44. Deci iată cum am făcut. Ce am făcut? Hai să vedem încă o dată, să-i povestim prietenilor noștri, nu că am creat asta. Să-i povestim prietenilor noștri cum am gândit. Deci, câți ani avea Violeu? Ioana cu 10 mai puțin. Mai puțin cu 10. Și tu ai aflat repede. Din 27 a scăzut pe 10 pentru Ioana. Și el mi-a dat 17. Și acum, Viorel are 27, iar Ioana are 17. Și 27 cu 17, ca să vedem câte au împreună. Și ce am făcut? 27 se descompune în cine? În 20 și un 7. Iar 17 astea s-au făcut dintr-o 10 și un 7. Și au apostat de vorbul cei doi de 7 și au spus ăsta este mai drăguț și a dat lui 3 și l-a făcut 10. A rămas aici 4. Și acum vedem câte 10, numărăm 10-le. 20 aici. Numărăm de tu, te-au spus. 20. 20, 30. Și cu asta? 40. Și cu 4? 44. Foarte tare. Mai vedem încă un an. Ia să zicem așa. Ana are 15 ani. Ioana are cu 6 mai mult. Da? Ioana cu 6 mai mult. Din nou, câți ani au împreună? Hai, acum o faci rapid pe asta. Câți ani au împreună? Deci, Ana are 15, Ioana cu 6 mai mult. Dacă cu 6 mai mult, ce facem? Ca să vă vârsta lui Ioana. Calculăm. Cum calculăm? Spune-mi ce facem.
trebuie să povestești ce faci. Dacă ai cu atâta mai mult, ce facem? La 15 scădem sau adunăm pe 6? Adunăm, sigur că, dacă are mai mult cu 6. Și atunci pentru Ioana, pentru Ioana zicem 15 care are Ioana, plus încă 6. Ia să vedem cât fac împreună, 15 și cu 6. Asta e tema? Da. Faci acasă. Acum am luat pe gazie, trebuie să-mi pregătești probleme. Și mai chiar, fica, așa am întâlnit. Profiți, dar noi când stăm de vorbă, tu te spui, m-am gândit la problema asta și el nu mi-a ieșit aici, m-am gândit pe următorul loc, da? Așa am povestit. Acum noi picăm ștacheta și facem lucruri deosebite. Acasă te poți face pe ceva, ușor. Da? Bun. Din gazie te întrebuiți. Alege și spune, uitați, la problema asta m-am gândit și am ajuns până în locul ăsta și nu știu ce să fac aici. Ia să vedem, Ioana. 15 și cu 6, cum facem? Mă ajuți? Din ce se compune? O 10 și un 5. Și mai bine 6. Și cum stau ei de vorbă ăștia, unitățile astea? 6 și 5. 5 cu 6 face 11. Și cu 10 asta? 11. Deci asta face 11, ce zici bine. Și cu 10 asta? 21. 21. Perfect. 21. Asta am împreună. Dar ce problemă tare stau acum? O să-ți placă foarte tare. Deci Ana are 23 ani. Ioana are cu 13 mai mult decât Ana. Iar Nelu are cu 10 ani mai puțin decât Ioana. Câți ani au împreună? Câți ani au împreună? Deci, Ana are 23 de ani, 23, iar Ioana cu 13 mai mult decât Ana. Cu 13 mai mult. Ce face dacă are mai mult decât Ana? Ce face dacă are atâta mai mult? Ce facem la vârsta lui Ana, care e 23? Ce facem? Prescompunem. Adunăm pe ăsta, nu? Că e cu atât mai mult. Deci când e mai mult, adunăm 13 ăsta. Așadar, pentru Ana, ce facem? Zicem așa. Pentru Ioana. Are 20, cât Ana? 23 și plus încă 13. Ia să vedem de face. 23 plus încă 13. Cum gândim? Să descompunem pe 23. Cât înseamnă 23? 20 plus 1, 3. Plus 13. Cât înseamnă 13? 10 și 1, 3. Și acum să adunăm pe ăștia unitățile. 3 plus 3? 3 plus 3? 6.
Și acum 10-le. Ia numărul tu 10-le, câte sunt? 20. Rezultatul, da? Da? 36. 36. Foarte bine. Ei, dar el are cu 10 mai puțin decât Ioana. Ioana am aflat-o acum. 36. Dar Nelu, cu 10 mai puțin. Ce trebuie să fac din Ioana, din vârsta lui Ioana, dacă are mai puțin cu 10? Ce trebuie să fac dacă are cu 10 mai puțin? Sigur că da. Deci din 36 scădem pe 10 și facem 26. Da? 26. Și acum e cea mai tare socoteală și poate să încheiem, pentru că tu ai fost foarte atent aici și mi-ai dat răspunsuri corecte. Acum scădem teama împreună. Avem Ana câți are așa? 23. Uite-te, 23. Ioana are, am aflat-o, 36. Iar Nelu 26. Și acum trebuie să-i adunăm. Deci trebuie să adunăm pe cine? Pe 23 plus cine? Spune-mi tu și pe cine trebuie să adunăm. 23 plus 36 și plus pe Nelu. Nelu, pe cea care am aflat. Uite, aici este Nelu. 26. Ei, spune, povestește tu cum face adunarea asta. Mă interesează cum faci toată adunarea asta. Deci vreau să văd cum faci toată adunarea asta. 23 plus 36 plus 26. 23 plus 36 și plus 26. Să descompune. 23 din cine se compune? Din 20 plus 3. Plus. La 36. Din cine se descompune? În cine se descompune? Cât înseamnă 36? Câte 10 și câte unități? 30 și 6 unități. Plus 26, cât înseamnă? 26 câte 10 câte unități? 20 plus 6 unități, da? Și acum hai să luăm unitățile. 6 ăsta și cu 6. Cât face? 6 plus 6. 12. Deci ăsta a făcut 12, da? Foarte bine. 12. 12 care înseamnă câte 10? O 10 plus un 2. Iar 2-ul ăsta de aici, ești atentă, 2-ul ăsta și cu 3-ul, 2-ul și cu 3-ul, că 6 și 6 am făcut, 12. 2-ul și cu 3-ul, 5 și punem la unități, la sfârșit, la unități. Și acum să adunăm 10-le. Ia să vedem 10-le. Tu le adunăm. Hai, te rog să le urmărești. Toate 10-le. Avem o dată. 20. Și cu 30. 40. 20 și cu 30. Aș mai zice 2 și cu 3. 20 și cu 30. Uite, 20. Pune pe 20, 2 și încă 3. Și cu 30, cât fac în total? 5? 50. 50. 20 cu 30. E completat 50, da? 50. Și cu 20 de aici? 50 cu 20. 50. Cu 20. Egal. 70. Și cu 10 asta? 70 cu 10? 80. Excelent. 80. 85 de ani ca împreună. Foarte tare am gândit. Deci,
Iată ce aș fi. Ana are atât, 23. Ioana are cu 13 mai mult decât Ana. Iar Nela are cu 10 mai puțin decât Ioana. Și noi cum am gândit? Pentru Ioana, nu știam Ioana. Are cu 13 mai mult. Am aflat la vârsta aceea. A lui Ana, 23, am adunat 13 și am aflat 36. Și fiindcă Nelu are cu 10 mai puțin, din 36, am scris pe 10 și am dat 26. Și acum, cele 3 vârste, 23, 36 și 26, cele 3 le-am adunat. Și am zis 23, cu 36 și cu 26, egal cu 23 înseamnă 21, 30, 36 înseamnă 36, iar 26, 21, 6. Și în final, 6 și 6 fac 12, un 10 și un 2, da? Și am adunat 2 și cu 3 eu făcut 5, am numărat 10, 20 și cu 3, 10 eu făcut 50, și cu 20 există foarte bine 70, și cu 10, 80. Iată, cam, câte ceasul? 35. 35, da? Deci ne-am cadrat, am făcut câteva probleme foarte frumoase. Deci ce ai înțeles tu din pensia de astăzi? Când zici cu atât mai mult adunăm și când zici cu atât mai puțin, scădem, da? De aceea, când mi-a zis că are cu 13 mai mult am adunat, iar când a zis că Neo are cu 10 mai puțin decât Ioana, a trebuit să scădem. Și pentru că zicem împreună, la curând de toate, nu? Nu mai avem ce nu. 23, 36, 26, am muncit acolo și este foarte, foarte frumos. Sigur, dragilor, din nou a făcut o lecție frumoasă, interesantă. Eva a fost foarte atentă și promite să fie și mai atentă data viitoare, da? Când suntem la lecție aici, nu ne mai jucăm de loc, suntem numai cu minte aici și ca să... Că toți copiii sunt de la noi. Ei când vor vedea filmul, tu ai văzut un filmuleț de ăsta făcut, pus de noi? Da? Ai văzut cum stă el acolo. Și de ce trebuie să fie foarte atentă? Ca să poată urmări. Pentru că au toți și copiii. Când o să crești tu mare și o să vezi așa, filmulețele astea o să fie foarte, foarte bucuroase. Eu am stat de vorbă cu proful online și am avut lecții în direct. La revedere, dragilor! Să le spunem ce? Să nu uite să dea like și share și să se aboneze la Prof. Online. Da? Așa spunem, băițele. Să spun la toți prieteni, la rude, la vecini. Spuneți că există lecții cu Prof. Online și abonați-vă, dați like și share. La revedere! Așa.